Vi s-a spus vreodată că atunci când dormiți vă scrâșniți dinții? De cele mai multe ori nici măcar nu ne dăm seama de acest lucru, însă vorbim despre o abatere de la activitatea normală dentară sau, în termeni științifici, bruxism. Bruxismul sau scrâșnirea dinților este un obicei care constă în lovirea și frecarea dinților între ei. Bruxismul se poate manifesta atât diurn, în timpul zilei, cât și nocturn, în timpul nopții. Cauzele bruxismului sunt discutabile, dar specialiștii sunt de părere că scrâșnirea dinților în somn ia amploare aparent în funcție de stresul acumulat în timpul zilei. Semnele de bruxism pot fi zgomot specific la culcare, uzura dintelui, hipersensibilitate dentară, la rece, la cald, la atingere, dureri ale articulației temporomandibulare, uneori chiar mobilitatea dinților. Principala problemă determinată de bruxism este uzura prematură și excesivă a dinților care se crapă. Când această uzură depășește limita normală, medicul dentist stabilește diagnosticul de bruxism și specifică tratamentul în funcție de gradul de uzură. Tratamentul constă în eliminarea cauzei prin echilibrarea ocluziei. Se confecționează o gutieră dintr-un material transparent, flexibil, care se va purta de obicei noaptea. Aceasta împiedică frecarea dinților între ei, prevenind astfel uzura lor. Înainte de a ajunge la această soluție pentru persoanele care scrâșnesc ocazional din dinți, este bine să încerce metode de relaxare. Conștientizarea acestui tic este un bun început pentru tratament și permite o autosupraveghere în cazul bruxomanilor care scrâșnesc din dinți în timpul zilei.